Binecuvântăm numele Domnului și mulțumim Domnului, mulțumim părinților, mulțumim tinerilor, mulțumim bisericii și tuturor celor ce au dăruit, celor ce s-au rugat și celor ce au slujit cu acea ocazie în vara aceasta. Bineînțeles că am putea să mai spunem multe lucruri despre lucrare și despre tineri, dar doresc să mă limitez aici, doresc să le mulțumesc tinerilor că îi prind pe toți împreună. Au făcut misiunea și lucrarea ușoară pentru faptul că au fost ascultători, au fost serioși, au fost cuminți, au făcut tot ce a trebuit să facă și n-au făcut nimic din ce n-a trebuit să facă. Domnul să vă binecuvânteze. Lucrul acesta e foarte, foarte important în misiune. Dacă sunt doi, trei care tot timpul fac lucruri de capul lor, lucrurile nu merg bine. Dar pentru faptul că voi ați fost uniți, ne-ați ajutat foarte mult și prin asta ați dovedit că sunteți maturi prin toată activitatea și slujirea voastră. Și la studiu biblic ne-am bucurat și vreau să vă spun că din toți băieții ăștia care au fost în misiune puteau fiecare dintre ei să aibă un cuvânt aici și o mărturie frumoasă, dar lucrul acesta nu chiar este posibil. Încă o dată le mulțumim lor și mulțumim părinților care i-ați ajutat și ați facilitat slujirea lor. Să știți că v-au adus cinste și au fost de mare folos pentru lucrarea lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să răsplătească și fraților, tuturor celor ce au ajutat și echipei locale. Acum dorim să ne apropiem câteva minute de cuvântul Domnului. O să căutăm să ne limităm, pentru că așa este contextul și o să continuăm cu altă ocazie, dar în seara aceasta, cu ajutorul Domnului, Domnul mi-a pus pe inimă un mesaj pe care l-am intitulat Adevăruri care nu ne plac. Poate chiar adevăruri care n-am vrea să existe, adevăruri pe care le-am respinge, dar n-avem ce să facem, sunt realități. Și când fratele Simon Lazar a predicat dimineață și am văzut că este un mesaj care se potrivește, care se complementează cu mesajul acesta și lucrul acesta s-a făcut fără calendar și fără ca să ne înțelegem, din nou am avut confirmarea din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu ne călăuzește. De aceea vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 15. Nu o să citim textul la început, ci o să facem referință la acest text și la aceste texte și la alte versete. Din Evanghelia după Ioan, capitolul 15, de la versetul 18 la 27, Domnul Hristos vorbește despre lume și atitudinea lumii față de credincioși. În primul rând, aș dori să aduc trei afirmații, să scot în evidență trei adevăruri despre lume. Trei adevăruri despre lume. Primul, lumea va urî pe credincioși. Ăsta este un adevăr clar arătat în versetul 18 care spune: dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Versetul 19: dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Deci primul adevăr referitor la lume, care definește lumea, este faptul că lumea urăște pe cei care sunt al lui Hristos. Nu ne place lucrul acesta, dar e o realitate. Iată ce spune Matei 5:11. Haideți ori să se proiecteze sau
putem să deschidem Matei capitolul 5, versetul 11, cuvintele Domnului Hristos care spun așa: ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Ură din partea lumii. Tot Matei, capitolul 10, versetul 22. Matei 10, 22. Cuvântul Domnului spune în felul următor: veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Ură din partea lumii. Filipeni 1:29. Haideți să urmărim și acest cuvânt. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El, adică să suferiți pentru El, și suferința vine din partea lumii. 2 Timotei 3:12. De altfel, toți cei ce doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Prima realitate, primul adevăr este faptul că lumea urăște pe credincioși. Al doilea adevăr despre lume, termenul lume aici, în contextul de aici, nu se referă la creație, nu se referă la univers, nu se referă la lucrurile palpabile din jur, ci se referă la oamenii necredincioși, fără Dumnezeu. Aici, când vorbește Hristos Domnul de faptul că lumea ne va urâ, se referă la oamenii fără Dumnezeu. Lumea, termenul aici, înseamnă oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și aceia ne vor urâ. Al treilea adevăr despre lume este că lumea l-a urât pe Hristos mai întâi. Versetul 18 l-am citit. 1 Petru capitolul 4, versetul 12. Vă rog să urmărim acest cuvânt, 4:12, care spune așa: prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Adică să nu vă mirați, să nu fiți îngrijorați, să nu vă speriați, să nu fiți surprinși. E normal ca lumea să vă urască pentru că întâi a fost urât Hristos Domnul. Lumea va urâ pe credincioși, lumea se referă la oamenii fără Dumnezeu și lumea l-a urât pe Hristos mai întâi. Acum, cred că în seara asta ne oprim la primul, dar am să scot în evidență 4 adevăruri care stau la baza respingerii noastre de către lume. Și astea sunt adevărurile inconfortabile, adevăruri care nu ne plac, adevăruri pe care le-am respinge oarecum, dar acestea stau la baza urii din partea lumii. Din punctul acesta de vedere, lumea parcă îndreptățită să ne urască, să urască biserica, să urească poporul lui Dumnezeu. Versetul 19. Nu suntem din lume. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Fraților, trăim într-o vreme în care credincioșii și biserica parcă curtează lumea, parcă ar vrea să atragă lumea, parcă ar vrea să fie pe placul lumii,
parcă ar vrea să se întovărășească cu lumea, parcă ar vrea să fie iubită de lume. Energie cheltuită în zadar, pentru că realitatea e faptul că Domnul a fost urât, noi nu suntem parte din această lume. Noi trăim în această lume, dar nu facem parte din ea. Ioan, capitolul 17, versetul 16, ascultați, cred că și dimineața a fost citit. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Noi, frați și surori, Biblia ne arată că suntem o făptură nouă, prin asta ne deosebim de restul lumii. Noi suntem o făptură nouă, 2 Corinteni 5 cu 17. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Nu aparținem acestei lumi. Avem în noi Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 2 cu 12. Și noi n-am primit Duhul lumii. Noi n-am primit Duhul lumii. Dacă ar fi în noi Duhul care este în lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Lui. Frați și surori, aparținem lui Dumnezeu și nu aparținem acestei lumi, pentru că în noi și peste noi se odihnește Duhul lui Dumnezeu. Noi nu suntem din lume, nu aparținem acestei lumi, pentru că nu avem pasiunile acestei lumi, nu avem preocupările acestei lumi, nu avem învățătura acestei lumi, nu avem plăcerile acestei lumi. Iată ce spune Efeseni 2 cu 2, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Acolo eram sub puterea învățăturii întunericului, sub puterea Domnului văzduhului, sub puterea Duhului care lucrează în fiii neascultării. Acolo eram. În 2 Tesaloniceni 3 cu 6, cuvântul spune: în numele Domnului Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Există o separare între lume și copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu beneficiază de învățătura sfântă, de cuvântul lui Dumnezeu și beneficiază de prezența Duhului lui Dumnezeu. Asta ne face diferiți. Bineînțeles că sunt mult mai multe, dar asta ne face diferiți. Asta ne separă de lume și din cauza asta lumea nu ne iubește. Lumea nu privește cu ochi dulci spre noi. Uitați-vă ce se întâmplă acum în lume. Oare de ce? Oare de ce se luptă credincioșii? Oare de ce se luptă bisericile să fie tot mai mult ca și lumea? Să atragă lumea, să placă lumii, să se asemene cu lumea. Când Dumnezeu prin Hristos a făcut o separare clară între noi și ce este în lume. Noi am fost puși deoparte, nu aparținem acestei lumi. De ce să fim surprinși? De ce să căutăm noi să curtăm lumea asta? Datoria noastră este să predicăm Evanghelia și oamenii care urăsc acum credința și calea pocăinței, dacă Dumnezeu le atinge inima, să facă parte, să se întoarcă la Dumnezeu, să devină poporul lui Dumnezeu. Dar între biserica adevărată a lui Hristos și lume nu va fi niciodată prietenie. Între biserica lui Hristos și lume nu va fi niciodată tovărășie. Poporul lui Dumnezeu, credincioșii, și ascultați-mă, și tinerii și bătrânii, nu trebuie să împrumutăm
lucruri din lumea asta. Nu trebuie să căutăm să ne placă nouă ce place acestei lumi, ci dimpotrivă, tot mai mult să ne separăm de lumea asta și tot mai aproape să fim de Cel care ne-a mântuit, de Dumnezeu care ne-a salvat. Pentru că noi trebuie să avem o natură nouă. Noi am fost transformați. Noi spunem, sau cel puțin declarăm, că suntem născuți din nou. Adică cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt ne-a transformat mintea, inima și gândirea. Ne-a smuls din împărăția întunericului și ne-a adus aici, în împărăția Lui. Ne-a scris numele în cartea vieții. Suntem oștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Suntem proprietatea lui Dumnezeu. Suntem botezați cu Duhul Sfânt. Aparținem cerului. Atunci, de ce am căutat noi să ne asemănăm cu lumea? De ce am căutat noi, sau de ce am crede noi că am putea să fim plăcuți acestei lumi? Am putea să fim simpatizați de lume. De când există biserica pe pământ, lumea a urât biserica. Și în funcție de sistemul politic care exista în perioada aceea în istorie, în cel mai fericit caz, biserica a fost tolerată. Politic, uneori, dacă libertate și democrație, mai este curtată, mai este apreciată pentru ca să beneficieze politicienii de voturi, și biserica și oamenii credincioși trebuie să se implice. Și chiar ne rugăm, fraților, ne rugăm pentru America, ne rugăm pentru țara asta, ne rugăm pentru alegerile care vin, și să se implice și oamenii de bine să se trezească, să meargă la vot, că fericirea noastră depinde de fericirea țării unde trăim. Dar să nu ne așteptăm ca să fim iubiți de lume și să nu ne mirăm. Lumea ne va urâ. Ăsta e un adevăr care nu ne place. Dar pentru că nu aparținem acestei lumi, pentru că aparținem lui Dumnezeu, pentru că aparținem împărăției Lui, lucrul acesta este o realitate. Dar eu nu mă întristez. Eu mă bucur gândindu-mă la lucrul acesta. E ceva normal. Ăsta e un mesaj de încurajare, fraților. Când vedem că lumea se uită la noi cu ochi ciudați, când vedem că lumea, fie că e pe internet, fie că e pe YouTube, fie că e la TV, fie că e în ziare, fie că e în social media sau în mass media, dacă lumea bagiocorește, dacă lumea hulește, dacă lumea defăimează, nu trebuie să ne îngrijorăm, nu trebuie să ne înfrământăm, nu trebuie să ne înspăimântăm, ci trebuie să considerăm că lucrul acesta este normal. Este normal ca lumea să urească copiii lui Dumnezeu, pentru că copiii lui Dumnezeu nu sunt proprietatea lumii. Hristos Domnul a spus, dacă ați fi din lume, dacă ați fi a lumii, lumea ar iubi ce este al ei. Și noi nu putem să fim iubiți de această lume. Și cu ajutorul Domnului, cu ocazia viitoare, vom căuta să ne oprim și la alte adevăruri care scot în evidență și care reprezintă o bază a urii lumii față de biserică. Cuvântul acesta e un cuvânt de încurajare pentru tine și pentru mine. Când ieșim de pe proprietatea bisericii, când mergem la servici, când deschizi poate televizorul, deschizi poate internetul sau ziarul, când discuți cu un vecin, când discuți cu un coleg de muncă și vezi că se uită la tine ciudat și vezi că nu-i place de tine pentru că ai spus ceva de aici și nu-i place de tine, nu te întrista. Dă slavă lui Dumnezeu. Hristos Domnul a zis, va fi ferice de voi când? Când oamenii vă vor ocărâ, vă vor huli, vă vor prigoni din pricina numelui meu. Bucurați-vă
și veseliți-vă că răsplata voastră este mare în ceruri. Slăvit să fie numele Domnului. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. Aș dori să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune. Și știți ce aș dori să ne rugăm? Să nu căutăm simpatia și dragostea lumii, ci să căutăm iubirea lui Dumnezeu. Să căutăm să ne apropiem tot mai mult de El, să fim tot mai aproape de El și să-L iubim pe El tot mai mult, să fim tot mai consacrați pentru El. Și lumea își are mersul ei. Și lumea merge spre prăpăd. Biserica își are mersul ei. Și merge spre împărăție. Merge spre întâlnirea cu mirele iubit. Aș dori să ne rugăm să mulțumim Domnului și să mijlocim după cum Duhul Domnului ne călăuzește. Iar apoi, la încheierea rugăciunii în comun, avem în mijlocul nostru pe fratele Liviu Neagoie, care este păstorul Bisericii Baptiste Stânca din Timișoara. Fratele Liviu va rosti o rugăciune de mulțumire cu voce tare și noi vom însoți această rugăciune și ne bucurăm că e împreună cu noi și îl încredințăm în brațul Domnului. Am primit și o solicitare pentru rugăciune în seara aceasta. Vă rog în numele Domnului, iubită biserică, să vă rugați pentru fratele Eugen din Portland, care este bolnav în spital. Va urma să aibă intervenție la inimă. Domnul să se îndure de el și să fie cu el în aceste momente. Au fost mai multe cereri mai noi și dimineață din biserica noastră. Unii care trebuie să meargă la operație, unii care au trecut prin operație, alții cu copiii. Îi aducem înaintea Domnului și poate nu-i prea târziu să ridicăm o mână înaintea lui Dumnezeu cu anumite cereri pe care le avem. Nu-i prea târziu pentru Domnul. Un singur cuvânt poate să rostească Domnul și să rezolve orice situație. Ne rugăm împreună înaintea Domnului. Da, Dumnezeule mare!